Tu ai al treilea nume? Da, sigur. Alexandru. Alexandru. Alexander. Vlăduț s-a pregătit de ieri pentru prăjitura de astăzi, pentru că e necesar un pic de pre-preparare. Sigur că da. În plus, după ce prăjitura este gata, pentru că ea practic se prepară în circa 2 ore, 2 ore și jumătate, dacă ne lăsăm puțin mai mult timp la dispoziție. Însă este important să stea acoperită și am să vă spun imediat de ce. La loc rece, măcar 24 de ore sau la frigider, de asemenea, foarte, foarte bine acoperită. Cum știu unele gospodine, această prăjitură este compusă din mai multe tipuri de blaturi. Respectiv, avem odată foi crocante cu cacao din aluat fraged, avem un pandișpan pufos la mijloc, o cremă de vanilie ce îmbracă foarte frumos pandișpanul pufos și o glazură din ciocolată. Aparent nu este complicată, dar sigur necesită mai multe operațiuni pregătitoare, temperaturi diferite de coacere. Așadar, am să încep cu, pentru că cu acesta se începe, cu cele 2 foi din aluat fraged, iar pentru acestea aveți nevoie de 500 de grame de făină, aveți nevoie de 150 de grame de zahăr, nu, 150 de grame de unt, 82% grăsime, 40 de grame de cacao, 50 de mililitri de lapte, un praf de copt, circa 20 sau 30 de grame de miere, o linguriță rasă de scorțișoară și 3 ouă. Toate ingredientele se frământă la oaltă, se obține un aluat omogen, apoi se împarte în 2 părți egale și între 2 hârtii de copt se întind pe dimensiunea tăvii sau pe dimensiunea tăvii în care doriți să preparați prăjitura. Foile se coc circa 10 minute la 200 de grade Celsius, apoi se lasă acoperite pentru a se păstra fragete. Este necesar să se răcească. Pandișpanul din mijloc este rețeta cea mai simplă, adică pentru aceeași tavă aveți nevoie de 5 ouă, 10 linguri de zahăr pudră, 5 linguri de ulei, coaja răzuită de la o lămâie și sigur că da, o lingură sau 2 de lapte, zahăr, v-am spus, 5 linguri de făină și 10 linguri de zahăr. Ține pentru vorba, crema de vanilie, continuăm. Da, avem, deci foarte avem, multe de spus pentru... Avem cele 2 blaturi, un blat și niște foi. Pentru cele 2 creme, respectiv glazura, mai vorbim.